În primul rând, un pacient care necesită proteză de șor și de genunchi ar trebui să știe că acest gen de operații este accesibil în România, în majoritatea centrelor adevărate de ortopedie, din punctul de vedere al ofertei. Din celălalt punct de vedere, el trebuie să înțeleagă foarte bine ce presupune această operație, trebuie să îi se explice foarte bine ce se poate realiza. Da? Nu există în medicină, în nicio specialitate, probabil, leacuri absolute. Un pacient care beneficiază de o anumită procedură nu înseamnă că este adus din nou la vârsta de 18 ani fără nicio problemă. Deci trebuie să înțeleagă aceste fenomene, pentru că ulterior recuperarea va fi mult mai bine dacă pacientul înțelege foarte bine ce se poate obține prin protezare. Este o procedură chirurgicală, evident. De fapt, ortopedia și traumatologia, aceasta este denumirea oficială în România pentru specialitatea pe care o practic, este o specialitate din grupul celor chirurgicale. Bun. Ce presupune protezarea? Presupune înlocuirea unei articulații mari, în situația în care o discutăm, șold, genunchi, o articulație care a ajuns într-un stadiu nefuncțional. Aceasta înseamnă o articulație care nu mai corespunde funcției normale și deranjează pacientul. Da? Acea articulație este înlocuită cu un dispozitiv medical care preia funcțiile articulare, respectiv redă în linii mari ceea ce caută pacientul, caută să-și recapete mișcarea normală fără dureri. Acesta este idealul care se realizează. Și pentru șold și pentru genunchi, protezarea articulară este în categoria operațiilor considerate mari, mai ample. Operații care presupun o durată mai mare, care presupun o angajare a organismului într-un efort mai mare, un efort operator chirurgical de recuperare mai mare. Se face prin aborduri chirurgicale de obicei mai mari, presupune secționări de inserții musculare pentru a ajunge la articulația respectivă, se înlocuiește printr-o procedură chirurgicală foarte bine pusă la punct, articulația, să zicem, în suferință, bolnavă, cu dispozitivul respectiv. Marele avantaj este că aceste dispozitive, în situația de care discutăm, evident, permit mobilizarea precoce. Practic, pacientul ar putea scoboare din pat, să zic, în aceeași zi, din punct de vedere mecanic. Da? Problema este că există o suferință postoperatorie imediată, da? Și se permite reluarea mobilității în primele 5-7 zile, să spunem, în majoritatea cazurilor. În medicină nu există procedură universală sau aplicabilă în toate situațiile. Există și niște contraindicații. Contraindicațiile pot să țină, să o luăm cu partea mai rară, să spunem, pur și simplu tipul de pacient. Dacă pacientul suferă de anumite boli care îi dau un comportament nesigur. De exemplu, un pacient cu o suferință psihică gravă nu este bine să se practice asupra lui o intervenție chirurgicală mare, pentru că nu ai siguranța că respectă în postoperator indicațiile. Bun, trecând la polul celălalt, cele contraindicațiile legate de organism, de partea fizică, nu psihică, contraindicația majoră de obicei este patologia infecțioasă. Da? Pe un șold care este în puseu infecțios este exclusă protezarea. Contraindicația relativă, un șold care a avut un proces infecțios anterior. Da? Și alte contraindicații. Sunt contraindicații legate de alte tare organice pe care le are pacientul și care ar presupune un risc chirurgical, anestezic, foarte mare. Sunt prudențe speciale în anumite patologii. De exemplu, un pacient cu hemofilie. Anumite forme de hemofilie presupun cu totul o altă abordare. Contraindicația este relativă, să spunem. Dar
să nu discutăm, să nu accentuăm despre contraindicații. Deci contraindicațiile pentru protezarea de șol și de genunchi la ora actuală reprezintă un procent foarte mic. Da? Și mai este o situație pe care puțin am neglijat-o, protezările, v-am prezentat protezările pentru patologia, să zicem, degenerativă, reumatică, artrozică. Bun, se fac foarte multe protezări și în fracturi. Da? Patologie tip traumatic, mai ales la șold. Atunci pacientul chiar nu are variantă de ales. Da? Pentru că o fractură trebuie rezolvată pentru a pune pacientul pe picioare din nou. O tehnică nu apărută în țările cu tradiție, să spun, mai mare în domeniu, devine populară, da? Sau cotidiană în țara noastră în următorii ani. Deci nu se poate introduce imediat. Pe urmă, problema cea mai mare, cred că o reprezintă costurile foarte ridicate. Există un program național de susținere financiară a protezărilor, program care nu este suficient. Să zic, solicitările sunt mult mai mari decât oferta, în ultimii 2-3 ani mai ales. Bun, mai există o problemă pentru a deveni populară și cunoscută, un anumit gen de operații are nevoie de o anumită perioadă pentru a se schimba și concepția din, să zic, recomandările pe care le fac medicii. Da? Coxartroza se considera o patologie oarecum normală, asociată vârstei, și oarecum asta este situația, nu se poate face nimic de la a trece la această abținere de a trata mai agresiv pacientul, între ghilimele, mă refer la actul chirurgical, până la a o recomanda, da, chiar să zic în stadii mai puțin avansate, este necesită o perioadă de timp pentru schimbarea concepției medicale. Da? Cred că astea sunt cauzele. În orice caz, lucrez în ortopedie de 30 de ani, practic protezarea de 15-20 de ani, de mult, și pot să vă spun că trendul este absolut fascinant. Și pentru mine reprezintă o satisfacție din asta profesională și socială, da? Când văd foștii pacienți cum, mă rog, când vin la control, cum sunt de mulțumiți, da? Am ochiul format, să spun, și încă văd pe stradă mulți oameni care de la prima vedere bănuiesc că ar trebui să apereze la unul dintre colegii mei sau la mine. Orice intervenție chirurgicală are niște riscuri. Sunt riscuri previzibile, să spun, sau frecvente, și riscuri rare. Riscurile manevrei chirurgicale le asumă chirurgul. În situația aia, mi le asum eu. Riscul anestezic și le asumă anestezistul. Dar una peste alta, riscul și-l asumă. Riscul se prezintă pacientului și pacientul și-l asumă, de fapt. Da? În orice caz, lucrurile critice, care riscurile mari, majore, se știu, da? Și se previn prin medicație. Dar, cum am spus la început, nimic nu este absolut în medicină. De exemplu, unul dintre riscurile operației este embolia, care poate apărea în chirurgia mare osteoarticulară. Acum, să zicem, suntem în etapa a doua de terapie preventivă, folosim heparine cu molecula mică, cum le spunem noi, generic, dar niciun medicament, niciun prospect nu scrie, se înlătură riscul de embolie 100%. Deci, întotdeauna un mic risc rămâne și pacientul trebuie să știe asta. Este riscul lui. Dar punând în balanță toată suferința care o ai ani de zile, pentru că coxartroza, respectiv gonartroza, nu omoară pacientul. Îl aduce în stadiile avansate, într-un stadiu, să zic, asemănător cu un handicapat, cu un grad de handicap fizic. Da? Și atunci toată suferința aceea de ani de zile o concentrez pe un risc de o zi, de o oră, cât durează în general operația. Eu am fost crescut în regiunea sudică a țării,
nu schiez sau schiez așa la un nivel pur și simplu discret, fiind în zona cu schi, am văzut pe pârtie și oameni în vârste foarte avansate, da? Și am pacienți care schiază, evident. Bun, acum discuția este la cât timp de la operație se permite relativ orice, cam după un interval de 6 luni. Da? Aici este de discutat protezarea când a apărut prin anii 60, se considera că este o operație de excepție, se considera că trebuie să se pună doar în stadiile avansate, se evitau pacienții tineri la operație. Acum este cu totul și cu totul altceva, s-a schimbat filozofia de abordare a problemei. Eu am cel mai tânăr pacient care l-am operat la 18 ani pentru un șold luxat, de exemplu. Bine, o intervenție mai dificilă, dar nu se așteaptă, nu se prelungește suferința cât mai mult pentru a aștepta o agravare a bolii și apoi abia pe urmă să dai ca ultimă soluție această soluție, acest verdict. Bun. Și atunci am ajuns în situația când pentru o anumită patologie, cum este de exemplu necroza de cap femural, care apare, să zic, în mod straniu și ciudat uneori la persoane de 26-28 de ani. Dacă operezi o asemenea persoană, operezi ca să o aduci în stadiu de normalitate, nu ca să-i pui interdicții. Da? Evident, eu le spun la pacienți, domnule, n-ai voie să faci sporturi extreme. De exemplu, nu te apuci acum de parașutism, să zic.